Fai de capul meu, trebuie să mă duc repede la tataia să-l chem să ne ajute. Bă, dar ce-a făcut tataia aici? Ce-a făcut cu ușa de la casa mea? Aoleu, bă, tataia, bă! Bă, tataia, bă! Tataia! E poștașul? Mi-a dus pensia? Ce poștaș, bă, sunt eu, domnul Motan, dar ce-ai făcut aici? Cum adică, i-am dus viață bună fără tine. Viață bună fără mine? Bă, te las acasă 4 zile. 4 zile te las singur acasă și uite ce faci, bă. Așa, și? Ui, m-am distrat, n-ai idee ce petrecere frumoasă am făcut aici. Petrecere frumoasă. Bă, eu încerc să fug de toalete schividii să nu mă distrugă și el duce și viață frumoasă cu petreceri. Gata, tataia, nu mai primești liber de acum. La muncă tot restul vieții. Ce? Da, eu-s bătrâne, las-mă să mă distrez și eu. Te distrazi destul că zi mersi că nu te bat acum. Că uite alea ce mi-ai făcut în casă. Da, și? Care-i treaba? Faci curățenii după. A, tot eu să fac curăț. Bun, bine, tataia, bine. Păi, dar cum să nu? Zi, de ce ai venit aici? Scopul și durata vizitii. Scopul și durata vizitii. Că vreau să mă ajuți, bă. Vai de capul tău că nici nu poți să-ți ții picioare, bă, trebuie să-ți țin eu. Așa, și? Spune, care-i treaba? Ce vrei să te ajut? Păi, bă, ții minte că Titanul, cameraman televizor, a fost capturat și transformat, nu? Da. Și ce s-a întâmplat? Păi, s-a întâmplat foarte multe chestii, dar acum să știi că ne-a schimbat baza. Stăm la baza toaletelor SkiBD. Ok. Ai căzut în cap probabil că nu acolo stăteam, dar ok. Ba da, bă, acolo stăm acum. Lasă să înțelegi tu după. Și chestia e că trebuie să o repar pe doamna televizor și pe domnul televizor pentru că l-am capturat pe domnul televizor posedat și doamna televizor săracă a fost capturată și ea și a fost deseosă ca să-i capturezi în memoria și să afli tot ce vrem noi să facem. Deci, mult e dispus, deci trebuie să vii cu mine. Ai de capul meu, ei. După tot ce mi-ai spus, mai vreau o vacanță. Vacanță, bă, lasă, bă, că-ți dau eu vacanță. Uite, o să zbori cu prima linie, ia uite. Uleu! Hai să mergem, nu mi-era dor de tine. Lasă, bă, tataia, că și mie mi-era dor de tine. Hai, bă, tataia, bă, că am ajuns, uite. Uleu, uite, chiar asta e baza noastră, nu? Da, bă, din păcate, asta e. Știu că e urâtă, e mică, dar na, ce să faci? Ei, ba toaletelor SkiBD. Și la baza noastră nu putem merge pentru că toaletele SkiBD sunt deja acolo. Ai de capul vostru, ei. În fiecare săptămână trebuie să vă pierdiți baza. Păi cam așa vine bă tataia din păcate, așa, ei. Aoleu. Cameramanul lui Titan, am venit și noi. Sunt aici ca să îl repar pe domnul televizor și pe doamna televizor. Haide, domnule Motan, te așteptam. Vino repede. Și după ce termine acolo treaba cu tataia, du-te la cameramanul Titan Suprem, pentru că are ceva important de vorbit cu tine. Aoleu, bă, ce mai vrea și ăsta? Ok, 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 hai că mă duc. Hai, bă, tataia, bă, să-i reparăm pe ăștia. Salutare, băieți, salutare, salutare, am venit și eu aici. Domnule Motan, să vii după să vorbesc ceva cu tine. Bine, 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 mă duc mai întâi să-l duc pe tataia acolo și vin. O, mă, mai răbde, că vreau să mă duc acasă, mă, la serial. Taci, bă, din gură! Nu te duci nicăieri, vii aici și îi repare pe prietenii noștri, după aceea pleci. Ai, 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 nu mai... Uleu, ue, da, nu știu ce să mai repar eu de acolo, ue, ue, uite alea că la doamna televizor are gâtul întors. Știu, bă, de asta te-am chemat pe tine, pentru că tu ești expert. Bună, tataia, te rog frumos, ajută-ne, uită-te cum am ajuns. Din păcate, eu am ajuns așa din cauza soțului meu, așa că repară-mă ca să-l pot bate, te rog. Auleu, nu știu ce să fac, doamna televizor, dar în 2 zile maxim te repar, promit. Așa, bă, tataia. Și tu, domnule televizor, posedat, ce zici? Dați-mi drumul de aici! Mă electrocutați de 2 zile, nu mai pot! Nu-mi pasă să suferi și tu cum am suferit noi și mai ales soțioara ta. Uite ce ai făcut, bă, animalule. Uită-te puțin la ea. Vai de capul tău, bă. Vai de capul tău. Zi mersi că nu te-au bătut ăștia aici mai tare. Zi mersi că doar te electrocutăm. O să scap de aici și o să vă distrug. Na, nu cred că o să se întâmple așa ceva, așa că tataia treci la treabă cât eu mă duc să vorbesc cu cameramanul suprem. A, da, cameramanule suprem, ce aveai să-mi spui? Auleu, sări cam tare. Cameramanule suprem Titan, ce aveai să-mi spui? Domnule Titan, trebuie să mergem să vedem care este situația cu Moș Crăciun. Am sunat la azil, dar din păcate nu am mai auzit nimic de el. Trebuie să mergem pentru că s-ar putea ca toaletele schimbării să-l fi răpit. Ori să-l fi răpit, ori nebunul s-a dus singur și-a scăpat de la azil ca să ducă să-și cumpere berii, pumpăriu. De ce spui asta, domnule Motan?
Pentru că și eu am fost la azil, bă, și eu am făcut la fel ca el, deci cu siguranță asta au făcut, așa că o să-l găsim la bar, probabil. O, nu, domnule Otan, hai să mergem mai repede, până nu provoacă probleme în oraș. Așa facem, așa facem, hai da, mă duc în oraș să văd care-i treaba și să văd dacă-l găsesc pe Moș Crăciun. Stăpâne, ce este de făcut? Din păcate, titanul cameraman posedat televizor a fost capturat de către cameramani și este la fosta noastră bază. Ce ne vom face acum? Îl lăsăm acolo singur sau ne ducem să-l salvăm? De ce să ne ducem să salvăm un cameraman? Lăsați-l să facă ce vrea cu el. Nu-mi pasă de soarta cameramanilor. Îmi pasă doar de toaletele schimbidei. Așa că toaletelor schimbidei, cu această ocazie am adus pe cineva mai puternic în armata noastră decât acel titan televizor. Uitați-l pe frățiorul meu, toaleta schimbidei, doctor nebun! Salutare, eu sunt toaleta schimbidei, doctor nebun. Vreau să fac experimente pe cameraman. Stăpâne, care este planul? Spune-ne ce vrei să facem și noi te vom urma fără îndoială. Ascultați la mine! Am aflat ceva foarte important, faptul că Moș Crăciun este în oraș la una zil de nebun. Și ce mi se pare foarte interesant este faptul că a evadat de la acea zil de nebun și umblă hoinar prin oraș, așa că mergeți și căutați-l. Să-l găsiți înaintea domnului Motan și să-l aduceți aici, ca să distrug o dată pentru totdeauna Crăciunul copiilor. Skibidi-dop-dop-dop, yes, yes, skibidi-w, dip-dip, skibidi-dop-dop-dop, yes, yes, skibidi-w. Da, stăpâne, vom merge să-l căutăm pe Moș Crăciun. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Crăcioare, ce vrei să fac eu? Tu rămâi aici cu mine la bază, deoarece tu ești singurul în care pot avea încredere, frățioare! Bine, frățioare, voi rămâne aici cu tine! Deci, doamna doctor, mai spuneți-mi odată, unde se află Moș Crăciun? Domnule, nu am nicio idee. A plecat de dimineață și nu mi-a spus nimic. A ieșit pe ușă. Aha, aha, o pe ușă. Și voi lăsați așa, pacienții se iasă de pe ușă când vor ei, nu? Da, domnule, da. Mi-a rugat frumos și nu putem să refuzăm, pentru că e Moș Crăciun și ne aduce cadouri. Moș Crăciun și voi n-ați văzut că ăla e ultimul bețivan? Ba da, dar nu contează, tot Moș Crăciun e. Tot Moș Crăciun e, da, 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 da. Vă mulțumesc frumos că ați avut grijă de el. Stai, 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 ce vrei să faci? Nimic, să vă mulțumesc, vă plătesc acum pentru că ați avut grijă de el. O să luăm înapoi și să avem grijă de el. Da, 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 cum să nu? Au, ce mă doare. Îmi pare rău, dar trebuie să mă duc să-l caut pe Moș Crăciun. Oare unde s-o fi dus el, oare? Cu siguranță nu s-o dus la bar. Nu, 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 cum să duc el la bar? Firai tu să fii Moș Crăciun, că fix la bar te-ai dus, sunt sigur de asta. Îți simt mirosul de aici, Moș Crăciun. Moș Crăciun! Moș Crăciun, unde ești? Moș Crăciun, ești aici cumva? Moș Crăciun! Moș Crăciun! Ei, ce dau de acolo? Opa! Ce faci, domnule Motan? Taci! Uite, dar ce miros sticlele alea de bere? Miros, urmă, din Moș Crăciun pe aici, unde-i? Aaa, Moș Crăciun ăla cu fesul cea la roșu în cap? Da, da, da. Nu l-am văzut. Nu l-ai văzut, nu? Nu, nu, nu. Uai, stai așa, stai, au, 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 domnule Motan, au! Bă, stai așa, că dacă mă mai agiți puțin, parcă mi-aduc aminte. A, îți aduce aminte acum. Spune tot, domnule Șobolan, unde este Moș Crăciun? Băi, dar de ce ești așa nervos? În loc să te bucuri și tu de viață, să bei și tu o bere cu noi, tu ce faci? Nu-i timp de băut acum, e timp de salvat lumea. Trebuie să am grijă de Moș Crăciun, că dacă nu, toaletele schibidiul vor captura și vor distruge Crăciunul, bă, pentru toți copiii. Păi și cine ai spus așa de la început? Nu mai e aici de câteva ore. Și unde s-o dus? O spus că este foame și l-am trimis la bebegică. Hai de capul meu,
Bă, Doamne, ferească, o să iau asta la pachet cu mine. Băi, dar ai zis că nu-i timp de băut. Nu-i timp de băut pentru tine, bă, lasă-mă pace. Aoleo, lasă că ne mai vedem noi. Ne mai vedem noi. Hai să mă duc repede la BBG că să văd ce face Moș Crăciun acolo. Doamne, ferească, hai să merg repede. Vai, moșule, ce mă bucur că ai venit aici la pizzeria mea ca să mănânci o leacă de pizza. Vai, 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 și mă bucur. Sper că o să mi-aduci foarte multe cadouri, că m-am purtat foarte frumos cu tine. Și eu sunt copil cu minte, chit că o trebuie să stau cu domnul Motan și uneori mă mai luam după capul lui. Dar era vina lui, nu era vina mea. Eu vreau să fiu copil cu minte, dar din cauza lui nu putem. Așa că, moșule, sper să mi-aduci multe, multe cadouri și să-ți fi plăcut pizza. Ue, bebeșică! Tare bună mai fost pizza asta. Lasă că ți-aduci moșo o oală cu fasole de-aia împuțită. Dar dacă vine și toaleții schimbidii, să nu le zici că e de la mine, că iese cu belea mare. Mai înțeles, ei? Ei, mai înțeles? Ia că mă duc să mănânc o oală de-asta de fasole, că tare poftă mi s-a făcut. Stai calm, moșule, că nu le zic. Dacă vin toaleții schimbidii aici, o să mă bat cu ele pentru tine, moșule, fii atent. O să-i deau și stânga și dreapta, bam, bam, bam. Că bebejică nu se dă înapoi la o luptă și trebuie să-l apăr pe Moș Crăciun, că Moș Crăciun nu trebuie să fie lăsat pe mâna unor toalete schibidi. Stai așa, oleacă, moșule, că bate cineva la ușă și nu știu cine. Bebejică, deschide ușa, știm că l-ai acolo pe Moș Crăciun, așa că mai bine deschizi ușa ca să nu te distrugem. Nu-i nimeni aici, doar eu cu tătuca meu, nu-i niciun Moș. Nu există Moș Crăciun aici, nici nu știu cum arată Moș Crăciun, ce e ăla Moș Crăciun? Bebejică, îți dau la dispoziție 3 secunde să-l aduci afară pe Moș Crăciun, sau te vom distruge și pe tine și pizzeria ta. Bă, Leu, păi dacă mă rugați așa frumos toaletelor schimbidii, vi-l aduc acum, împachetat frumos, schimbat, curățel, acum vi-l aduc, stați așa, olea, că doar nu mă distrugeți, vă rog. Mulțumim, bebejică, dar pentru că nu ai ascultat de prima oară și ne-ai mințit, tot o să-ți distrugem pizzeria. O, nu, și-am făcut, l-am dat și pe moșul, îmi mai distruge pizzeria. Nu! Bă, hai că am ajuns la pizzeria lui Bebejică! Auleu, bă! Ce se întâmplă acolo? Bebejică! Bebejică, ești bine? Bebejică, răspunde! Bebejică! Bebejică! Bebejică, răspunde! Răspunde! Nu mă lăsa singur pe planeta asta, te rog! Băi, domnule Motan, dacă mai te-ai dat capul de pământ, jur că te bat. Bă, ce s-a întâmplat aici? De ce ți-a luat pizzeria în foc? Auleu, pizzeria mea! Auleu! Nu, pizzeria mea! Băi, explică-mi, bă, ce s-a întâmplat aici? Ce să se întâmple? O venit Moș Crăciun aici, au mâncat niște pizza, au zis că sunt un copil bun, că i-au plăcut pizza și mi-a dus și foarte multe cadouri. Și ghișii, au venit toaletele schimbidii și eu m-am bătut și stânga și dreapta și le-am dat, bam, bam, bam! Da, bă, te-ai bătut? Mm-hmm, da, da. Da, băi, nu mă crezi că m-am bătut? Păi dacă mă duc acum să mă uit pe camerele de filmat? Bine, recunosc, nu m-am bătut, dar trebuie tu să vii cu explicațiile tale cu camere de filmat cu alea. Trebuia să mă crezi aici, să nu cercetezi. Da, 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 da. Și ce, spune ce s-a întâmplat. Păi, poate că din greșeală l-am dat pe Moș Crăciun pe mâna toaletelor schibidi. Ah, Ce-ai făcut? Ui, în apărarea mea, eu nu vreau să fiu bătut și pizzeria, nu vreau să fie distrusă. Dar ghiși ce? Moșul bătut, mi-a distrus și pizzeria, l-a luat pe Moș Crăciun. Și ghiși ce? Am poftă de o leacă de răzbunare împotriva toaletelor schimbirii. Da, 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 răzbunare. Mm-hmm. Păi dacă te-o bătut prima oară, tu ce crezi că îi oprești să te bată și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară? Bă, o să facă mingi de ping-pong din tine, o să joace cu tine, o zică că ești mingi de basket. Ui, nu contează, dar vin să te ajute și pe tine și pe cameramani. Vă fac pizza toată viața dacă mă ajutați să mă răzbun pentru ce mi-au făcut. Ce idee bună, bă, bebejică. Hai să mergem la pasa cameramanilor, să le spunem și lor. Uite, dar stai așa, ei, că am uitat de tătuca ei să-l scot din pizzerie. Vă leu, tătucă! Lasă, bă, că se descurcă singur. Vă leu! Și cu viteză, mă, nu ai grijă de tine, bebejică, pleacă! Hai, bă, că trebuie să mergem repede la cameraman. Hai, da! Vă leu! Vreau să rămân cu tataia, că tataia nu mă aruncă pe jos.